Micii dansatori de la clubul Dance Art Valian din Roman au venit de la o nouă competiție încărcați de lauri. Concursul s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute la București, de unde talentații dansatori romașcani s-au întors cu un premiu întâi, un premiu 2 și un premiu al treilea. Până acest weekend, noi am participat la București, școala de dans, Dance Art Valian, la concursul național de dans clasic și contemporan, Nevăda de Cristal. A fost un concurs cu școlile din întreaga țară și noi am participat acolo cu 7 coreografii, dans clasic, pointe, contemporan, jazz, caracter. Am venit acasă cu locuri 1, locuri 2, am luat și locuri 3. Acestea ne onorează, a fost o experiență minunată și cu atât mai mult cu cât ne-am întrecut cu elevi de la școlile vocaționale din România, care, după cum știm, studiază dansul clasic în fiecare zi, foarte intens. Talentații dansatori fac pentru moment o scurtă și bine meritată pauză pentru a se odihni, după care urmează a se pregăti pentru concursul național de dans, care se va desfășura pe teren propriu, la Roman, exact peste 3 săptămâni. Clubul Dance Art Valian a fost înființat la Roman de coregrafa Anca Ungureanu și de-a lungul timpului a obținut performanțe de invidiat. În 2013 obținea trofeul României la Open România Dance. În același an avea să urce pe podium și să obțină un bine meritat loc 3 la concursul SDU Dance Star. În 2014 trupa obținea din nou trofeul României, urmând a reprezenta țara la competițiile internaționale de gen de la Roma și Praga, lucru care din păcate nu s-a întâmplat din cauza faptului că trupa nu a dispus de fonduri suficiente pentru o deplasare la o competiție internațională, care presupune transport, cazarea, masa și cheltuieli de participare la concurs, pentru asemenea deplasare fiind nevoie de câteva mii de euro, bani pe care părinții nu și-au permis.